Putem întâlni două tipuri de produse contrafăcute. Produse contrafăcute ușor de identificat, acestea au eticheta lipită strâmb, este relipită sau degradată. Deseori, ambalajele folosite pentru acest tip de produse sunt cele originale, dar sunt refolosite după ce produsul original a fost consumat. De asemenea, putem întâlni și produse contrafăcute mai greu de identificat, iar acestea au aspectul ambalajului, eticheta, instrucțiunile de folosire, chiar și elementele de siguranță copiate foarte bine după produsul original. Verificați că eticheta este scrisă în limba română, respectând astfel legislația în vigoare. Verificați că ambalajul este același cu cel al produselor originale. În România, în cazul produselor contrafăcute, ambalajul diferă deseori ca dimensiune, formă sau culoare. Asigurați-vă că formularea produselor e cea omologată în România. Multe din companiile care produc produse fitosanitare au adăugat elemente de securitate, holograme, sigilii speciale, QR-uri, coduri. Asigurați-vă că aceste elemente sunt prezente pentru produsele achiziționate. Dacă suspectați un produs ilegal, contactați compania producătoare și verificați numărul de lot al produsului. Asigurați-vă că primiți documente justificative, facturi, avize de expediție, bonuri fiscale. Verificați dacă produsul de pe factură și nota de livrare se potrivesc cu produsul comandat și livrat. Dacă pe factură se regăsește un produs diferit, insistați asupra unei noi facturi sau returnați produsul. Analizați prețurile nerealiste. Fiți foarte atent cu ofertele speciale extraordinare sau cu reduceri excesive. O economie în prețul de achiziție poate aduce pierderi mai mari mai târziu. Pentru mai multe informații referitoare la comerțul cu produse ilegale de protecție a plantelor, dar și pentru mai multe informații despre cum îți poți proteja afacerea, accesează site-ul www.iprom.ro, secțiunea proiecte SCUT. Ai toleranță zero față de produsele contrafăcute de protecție a plantelor.